Casa lui suntem noi, spune Scriptura, dacă păzim până la sfârșit credința și nădejdea. Observați, nimeni prin eforturile lui nu ajunge să se împace cu Dumnezeu sau să devină casa sau templul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, după ce suntem mântuiți, Dumnezeu se bucură să ne folosească pe fiecare dintre noi pentru lărgirea împărăției lui. O singură rugăciune ne-a învățat Domnul Iisus, în care adună într-un fel esența tânjetului Vechiului Testament. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Dragii mei, despre această împărăție a lui Dumnezeu, pe care Scriptura o numește templul, casa lui Dumnezeu, cortul lui Dumnezeu cu oamenii, aș vrea să vorbim în această dimineață. Sunt momente în care lucrarea lui Dumnezeu înaintează și ne bucurăm de lucrul acesta, sunt momente triste în care lucrarea lui Dumnezeu se împotmolește. Există o tendință păcătoasă în fiecare dintre noi, atunci când nu ne merge ceva bine, să dăm vina pe altul, să dăm vina pe circumstanțe, să dăm vina pe... Dragii mei, niciodată lucrarea lui Dumnezeu nu este împiedicată de circumstanțele potrivnice din jurul nostru, indiferent care ar fi ele. Și dacă ai ajuns să n-ai niciun ban, sau să nu ai sănătate, sau ai ajuns bătrân să nu te poți mișca, nimeni nu poate opri, dacă inima ta este bună, înaintarea lucrării lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu circumstanțele, ci inima noastră este întotdeauna macazul acela care va face ca să se împlinească rugăciunea pe care am rostit-o sau dimpotrivă. Interesant este că Dumnezeu e atât de interesat de zidirea casei lui, a templului, a împărăției lui, încât trezește duhul unui împărat păgân, după cum ați auzit textul din Isaia, a trezit duhul lui Cir. Și duhul Cir, împăratul perșilor, când a văzut ce a profețit cu 170 de ani în urmă Isaia despre el, spune Scriptura că i s-a trezit duhul și a pus bani și i-a dat decrete și a împins istoria spre împlinirea acelor cuvinte. Și astfel peste 40.000 de iudei se întorc înapoi după 70 de ani de robie în Babilon. Și textul nostru din capitolul 3 începe așa. Când a venit luna 6-a, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Și-au desfăcut bagajele, s-au așezat în ruinele sau casele care au mai rămas. Și autorul spune că în ziua întâi a lunii a 7-a, ca un singur om s-au strâns la Ierusalim. Ce frumos sună cuvântul acesta, ca un singur om s-au strâns la Ierusalim. Și la Ierusalim era casa care trebuia zidită. Iosua, fiul lui Iosadac, împreună cu frații săi preoții, Zorobabel, fiul lui Shealtiel, cu frații lui, s-au sculat, au zidit altarul Dumnezeului lui Israel ca să aducă arder de tot pe el, după cum este scris în legea lui Moise, omul lui Dumnezeu. Au așezat din nou altarul pe temeriile lui, măcar că aveau să se teamă de popoarele țării. Și-au adus arder de tot. Domnului ardere de tot de dimineața și de seara. În anul următor au așezat temelia templului. Dragii mei, temelia templului a rămas așa, cum o vedeți, probabil nu așa de frumos desenată, că era din pietre făcute, 18 ani. Lucrările s-au împotmolit. Și dacă citesc cu atenție textul de mai înainte, măcar că aveau să se teamă, probabil că au zis, circumstanțele nu sunt potrivnice pentru continuarea lucrărilor. Și a trecut un an și doi și zece, 18 ani în care bălăriile și spinii și mușchii au acoperit lucrarea lor și aproape că au uitat de casa lui Dumnezeu. Între timp au fost ocupați cu casele lor. De ce s-au întâmplat aceste lucruri? Versetul 1 din capitolul 4. Vrășmașii lui Iuda și Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc o casă, un templu Domnului Dumnezeului lui Israel. Au venit la Zorobabel și la capii de familie și le-au zis, să zidim și noi cu voi, căci și noi chemăm, ca și voi, numele Dumnezeului vostru. Și aducem jertfe de pe vremea lui Esarhadon, împăratul Asiriei, care ne-a dus aici. Dar Zorobabel, Iosua și capii de familii ai copiilor lui Israel le-au răspuns, nu se cuvine să zidiți împreună cu noi casa Dumnezeului nostru, ci noi singuri vom zidi Domnului Dumnezeului lui Israel. Nu se cuvine să zidiți împreună cu noi. Acum, dacă ai bani mulți, cum a avut Solomon, ai putut să-ți angajezi lucrători de prin Tir, de peste tot și
ai avut posibilitatea să zorești lucrările, dar când ai venit după 70 de ani de robie și toată avutul care l-ai agonisit în Babilon, l-ai pus în două geamantane și l-ai cărat în spinare, 4 luni de zile și ai ajuns în sfârșit acasă, mă întreb, cum de-ți dă mâna să refuzi ajutorul pe care vecinii tăi ți-l dau? Ar fi fost o ocazie extraordinară, dragii mei, să se împace cu ei, să-i tragă puțin mai aproape, să-i invite la casa Dumnezeului lor. Mi se pare foarte de prost gust să zică, nu se cuvine să zidim împreună cu noi, dar cine, mă rog, sunteți voi? De ce nu se cuvine să zidim împreună cu voi? În ultimă instanță, era doar o clădire, erau pietre. Aveți imaginea în fața voastră, e doar un desen. Observați, au așezat altarul, au început să aducă jertfele pe el, după care templul Domnului a rămas nezidit timp de 18 ani. Dar cine erau acești vrăjmași ai lui Iuda și ai lui Beniamin? Scriptura îi numește samariteni. Ca să aflăm de unde vin ei și care era problema, trebuie să ne întoarcem în 2 Împărați, capitolul 17, de la 24 la 41. Am să spicuiesc doar câteva versete. Împăratul Asiriei, spune versetul 24, a adus oameni din Babilon, din Cuta, din Avat, din Hamat, din Sefarvaim și a așezat în cetățile Samariei, în locul copiilor lui Israel. Au pus stăpânire pe Samaria și au locuit în cetățile lor. Ce s-a întâmplat în vremea respectivă? Politica, pentru a putea stăpâni spații, zone, ținuturi atât de întinse, a fost deportarea celor pe care îi cucereai. Au cucerit Samaria, au luat pe locuitorii lor și i-au dus în Babilon. Ca să le facă locul trebuie să ia pe cei din Babilon să-i aducă în locul lor. Și au permutat într-un fel blocul mare de oameni. Când ești mutat într-o țară străină, nici nu știi cu ce se mănâncă lucrurile. Îți trebuie o leacă de vreme până când să ai libertatea, să te gândești la răzmeriță sau răscoală împotriva împăratului. Dragii mei, ce s-a întâmplat în Samaria? Au venit în locul respectiv, probabil că a trecut ceva vreme și în pustietatea aceea Dumnezeu a dus lei sălbăticiunilor sau pustiei. Și textul spune că au început să-i omoare și oamenii s-au speriat și au zis, poate că nu știm cum să ne închinăm Dumnezeului acestor ținuturi. Nu uitați, suntem într-o lume politeistă, fiecare cetate, fiecare ținut își avea Dumnezeul lui. El controla soarta oamenilor. Ca să ai liniște și pace, trebuia să câștigi bunăvoința divinității. Și au trimis vorbă împăratului Asiriei, trimite-ne pe cineva să ne învețe ce să facem cu Dumnezeul acestor ținuturi. Și împăratul, care gândea și el la fel, a zis, au dreptate. A căutat repede un preot și l-a trimis înapoi. Nu uitați, preotul acela era una din cauzele esențiale ale robiei, pentru că preoții din Samaria, sau dacă vreți din Israel, au dus în rătăcire întregul popor. Preotul a venit, s-a așezat la Betel. Dacă știți un pic de istorie, la Betel era unul din viței de aur al lui Israel, pentru care Dumnezeu a dus pe asirieni asupra lor. I-a așezat la Betel, a învățat să strige numele Domnului, să facă rugăciuni, să aducă jertfe. Textul ne spune că nu doar că au început să închine Dumnezeul lui Israel, dar și-au păstrat și dumnezeii lor. I-au luat, i-au pus frumos în temple de pe înălțimi pe care israeliții le zidiseră înainte de plecarea în robie. Și textul vorbește despre acest sincretism religios. Slujau lui Dumnezeu, aduceau jertfe lui Dumnezeu, dar n-au vrut să-și lase nici dumnezeii și idolii lor. De aceea cele două au mers mână în mână până în ziua de astăzi, spune textul nostru. Dar dacă te uiți atent la textul din 2 Împărați, spune nu se închinau Domnului, pentru că Domnul nu acceptă o închinare cu o jumătate de inimă. Ori ești al lui în întregime, ori nu ești al lui deloc. El nu se mulțumește cu, am un pic de timp, hai să vorbesc și cu Dumnezeu. Nu se închinau Domnului, dar nu țineau nici legile lor, și nici poruncile pe care Domnul le dăduse lui Israel. Acum, dacă recitesc textul, sună cu totul altfel. Vrăjmașii lui Iuda și Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc un templu Domnului Dumnezeului lui Israel. Au venit la Zorobabel și la capii de familie și au zis să zidim și noi cu voi, căci și noi chemăm, ca și voi, numele Dumnezeului vostru și aducem jertfe de pe vremea lui Esarhadon, împăratul Asiriei, care ne-a dus aici. Dar Zorobabel și Iosua și ceilalți cap de familii ai lui Israel le-au răspuns, nu se cuvine să zidiți împreună cu noi.
Nu se cuvine să zici împreună cu noi casa Dumnezeului nostru. Noi singuri vom zidi Domnului Dumnezeului lui Israel. Dragii mei, suntem la milenii distanță de istoria aceasta. Dar suntem în Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu este același ieri și în veci, în Cuvântul lui există principii universal valabile pe care le putem translata în bătătura noastră, în istoria noastră. Și întrebarea mea este, cu ce să plec din acest text? Ce să fac în fața lui? Dragii mei, un singur principiu aș vrea să săpăm în inima fiecare dintre noi. Casa lui Dumnezeu nu poate fi zidită decât de aceia care aparțin poporului lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu se zidește doar de către aceia care aparțin poporului lui Dumnezeu. Întrebarea în fața căreia trebuie să mă opresc este simplă și limpede. Eu fac parte dintre ei? Aparțin poporului Dumnezeu? Am dreptul, se cuvine să zidesc casa lui Dumnezeu? Atunci când Dumnezeu le-a zis, faceți-mi un locaș și eu voi locui în mijlocul poporului, Moise este chemat pe munte, 40 de zile stă cu Dumnezeu, el îi scrie pe două table de piatră cele 10 porunci, decalogul și dă planurile casei lui Dumnezeu, a cortului întâlnirii. A trecut destul de multă vreme, 40 de zile, poporul a obosit și a zis, nu știm ce s-a întâmplat cu omul acesta. L-au linșat pe Hur, spun rabinii, iar Aron când a văzut lucrul, ei doi au rămas în locul lui Moise, când a văzut a zis, ce să fac pentru voi? Și le-a luat cerceii și aurul și a turnat un vițel de aur, i-a zis un pedestal și s-a încins un joc în jurul lui și un dezmăț teribil. Și Dumnezeu îl trimite pe Moise la ei. Moise când vede, sparge tablele de piatră și 3.000 de oameni ca în ziua aceea morți. Dumnezeu le spune, nu mai vin în mijlocul vostru. Dragii mei, existau tiparele, planurile casei Domnului. Dumnezeu zice, îmi pare rău, legământul este rupt, voi nu mai puteți zidi casa mea. Moise mijlocește și spune Domnului, Doamne, șterge-mă pe mine din cartea vieții, dar te rog, nu omori poporul acesta ca pe un singur om, ce o să zică vrășmașii tăi? Înduplecat de Moise, Dumnezeu acceptă reînnoirea legământului. Abia după ce legământul s-a reînnoit, poporul s-a putut apuca de zidirea casei Domnului. Știți de ce? Deoarece casa lui Dumnezeu se zidește doar de către aceia care aparțin poporului lui Dumnezeu. Străinii n-au ce căuta în o astfel de lucrare. Dar întrebarea mea este ce înseamnă să aparții poporului lui Dumnezeu? Noi suntem o țară creștină. Cu alte cuvinte, recensămintele dau procente incredibile legate nu de păgâni și de atei, ci de creștinii din țara aceasta. Dar oare e suficient să fiu baptist sau penticostal sau ortodox sau catolic, ca să zic că aparțin de poporul lui Dumnezeu? Eu cred că Dumnezeu și are oameni peste tot. Dar nu toți sunt ai Lui. Pentru că aparține poporul lui Dumnezeu reclamă împlinirea condițiilor pe care Dumnezeu le cere. Și aș vrea să încep cu Vechiul Testament, cu vremea respectivă. În Geneza, capitolul 17, îl am pe primul evreu, pe Avram. Dumnezeu l-a chemat din lumea păgânilor, de sub turnul Babel, cu alte cuvinte, dintr-o lume răzvrătită împotriva lui Dumnezeu. Și după ce a colindat țara, în capitolul 7, și îi spune, ție și seminței tale dau țara aceasta și eu voi fi Dumnezeul tău și Dumnezeul lor, dacă veți păzi legământul meu. După care Dumnezeu îi spune, legământul meu trebuie să îl încrustați în carnea trupurilor voastre prin tăierea împrejur. Orice copil de barbă bărbătească la vârsta de 8 zile trebuie tăiat împrejur. Acesta este semnul legământului meu, semnul apartenenței la poporul lui Dumnezeu. Și versetul 14 spune, un copil de parte bărbătească, netăiat împrejur în carnea prepuțului lui, să fie nimicit din mijlocul poporului său. A călcat legământul meu. A călcat legământul meu. Dacă așa stau lucrurile, Avram a trăit mult înaintea lui Zorobabel, îmi pun o întrebare. Dacă ar fi venit Zorobabel și Iosua și capii de familie și l-ar fi spus, știu că ați fost adus aici de un împărat păgân și că ați început să aflați câte ceva despre Dumnezeul nostru, cum ar fi ca toți bărbații se taie împrejur, după care puteți zidi împreună cu noi? Dragii mei,
priviți o clipă, cât puteți vedea pe ecran, cred că ecranele acelea sunt mai clare, Cartea Exod, începutul relației dintre Israel și Dumnezeu. Mai întâi Dumnezeu i-a răscumpărat cu mână tare din robia egipteană, i-a dus la el la Sinai și le-a spus, dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Moise a venit, a spus poporului condițiile și poporul a răspuns ca un singur om. Vom face tot ce a zis Domnul. Domnul le dă legea, decalogul, cu toate explicațiile, iar în capitolul 24 încheie legământul. Cu alte cuvinte, relația cu Dumnezeu se tranșează nu în spațiul ritualurilor religioase. Aprind din gând în gând o rumânare, zic o rugăciune, fac dacă vreți un pelerinaj până la zidul plângerii sau îmi trimit bilete și rugăciuni să fie puse și ascultate de Dumnezeu că e mai aproape un pic decât acolo de ei, decât de noi. Nu. Relația cu Dumnezeu se tranșează în spațiul ascultării de Dumnezeu. În spațiul ascultării de Dumnezeu. Dragii mei, un ritual exterior, fie el și botezul în apă, nu e suficient. Noi, duminica viitoare, avem un botez și eu spun tuturor celor care intră în apă și pe care îi botez, drac intri în apă, drac ieși din ea. Drac intri în apă, drac ieși din ea. Ascultați-l pe Pavel vorbind fraților lui iudei. În Roman, capitolul 2, începând cu versetul 25. Tăierea împrejur, negreșit, este de folos dacă împlinești legea. Dar dacă tu calci legea, tăierea ta împrejur ajunge netăiere. Împrejur n-are nicio valoare. Deci tăierea împrejur are valoare dacă tu împlinești legea. Dar dacă tu calci legea, indiferent ce ritual exterior ai face, n-are nicio valoare. Este tot una cu nimic, spune Pavel. Versetul 28. Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu și tăierea împrejur nu este aceea în carne care este pe din afară, în carne, ci iudeu este acela care este iudeu în lăuntru și tăierea împrejur este aceea în inimă, în duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Observați, semnul exterior trebuie să aibă realitatea semnificată legată de lucrul acesta. Altfel, în ochii lui Dumnezeu, semnul exterior n-are absolut nicio valoare. Și acum repet, casa lui Dumnezeu poate fi zidită doar de aceia care aparțin de poporul lui Dumnezeu. Dar ce înseamnă să aparții de poporul lui Dumnezeu pentru noi, noul legământ? Milenii după vremea lui Zorobabel și a lui Iosua. Aveți înaintea dumneavoastră toată teologia templului din Scriptură, care este ruptă în două de crucea Domnului Iisus Hristos. El s-a oprit în ultimul templu de piatră, templul lui Irod, și a strigat cu glas tare, stricați templul acesta și în trei zile îl voi zidi iarăși. El vorbea despre templul trupului său. A sosit momentul în istorie în care Dumnezeu s-a mutat din templele de piatră în templul creat după chipul și asemănarea Lui, care este trupul tău și trupul meu și relațiile dintre noi, familia ta și familia mea. Dragii mei, Dumnezeu nu mai locuiește în temple făcute de mâini omenești. Dumnezeu locuiește în templele făcute de mâna Lui. Trupul meu este templul Duhului Sfânt și trupul tău este templul Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, noi trăim în vremea templelor făcute din pietre vii. Din pietre vii. Ascultați un text din 1 Petru, capitolul 2, primele 5 versete. Lepădați orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă, de clevetire. Ascultați cu atenție, observați, ca să faci parte din poporul Dumnezeu, trebuie să înceapă o curățire nu pe din afară, ci dinăuntru spre afară. Trebuie curățită inima, duhul tău, gândurile, motivații, atitudini. Lepădați orice fel de răutate, de vicleșug, orice fel de prefecătorie, de pismă, de clevetire și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat, ca prin el să creșteți spre mântuire. Dacă ați gustat în adevăr ce bun este Domnul, apropiați-vă de El. Piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și ascultați versetul 5. Și voi, despre tine e vorba, despre mine, voi ca niște pietre vii sunteți zidiți ca să fiți o casă, o altfel de casă, nu ziduri, nu mortar și beton,
o casă duhovnicească, o preoție sfântă, ca să aduce jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Apropiați-vă de El, piatra vie. Dragii mei, noi toți am fost zămisliți în păcat, născuți în păcat. Toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nimeni nu se naște creștin, indiferent în ce colț de planetă ai trăi. Nu contează cine sunt părinții tăi. Ei nu te pot naște din nou. Nici eu nu te pot. Nici altul nu te poate. Trebuie să fie o naștere de sus, din Duh, din Dumnezeu. Trebuie să fie o minune. Asta a fost ultima cântare care ați auzit-o. Dacă vezi o astfel de minune în viața ta, este Domnul. Numai El o poate face. Nimeni altcineva nu o poate face. Dar când te-ai apropiat de piatra vie, tu piatra moartă, vii la viață. Se întâmplă minunea aceasta și noi ca niște pietre vii suntem zidiți ca să fim o casă duhovnicească, o preoție sfântă, să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Ați avut imaginea asta înaintea voastră când am studiat Cartea Evrei și am vorbit despre etapele în viața creștină. Observați, omul acela negru este un om mort. Ești frumos îmbrăcat, ai școală, te simți bine în societate, o duci bine, te bucuri de natura lui Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că ești viu din punct de vedere spiritual. Ori dacă nu ești viu din punct de vedere spiritual, nu ești o piatră vie, n-ai ce căuta în casa lui Dumnezeu și nu poți nici zidi, nici nu faci parte din ea, nici poți lucra la ea. Și de aceea trebuie să te apropii de piatra vie care e Domnul Iisus Hristos. O faci când vii la crucea Lui, când îți recunoști păcatul, când vii și spui, am nevoie, Doamne Iisuse Hristoase, de jertfa Ta. Noi avem un botez și ascult mărturiile pe vârful scaunului foarte atent. Dragii mei, aud multe lucruri în mărturii. Mă numesc cu tare, am crescut în familia cu tare, am făcut școala cu tare, am umblat pe aici, am umblat pe acolo. Și acum vreau să mă botez. E un singur lucru vreau să aud din gura fiecăruia. Un singur lucru. Sunt un păcătos și fără Domnul Iisus Hristos n-am nicio șansă. Sunt un păcătos și fără Domnul Iisus Hristos n-am nicio șansă. Așa începe învierea fiecăruia dintre noi. Așa, dragii mei, pornește procesul aducerii noastre din moarte la viață. Se întâmplă 5 lucruri când cineva se întâlnește cu Hristos. Ești luminat, apoi guși darul ceresc, te faci părtaș Duhului Sfânt, guși cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor. Le-am luat din Scriptură direct și vreau doar să vi le explic pe scurt. În primul rând, trebuie să stai tu personal, nu tata, nu mama, nu nimeni altcineva nu poate face în locul tău. Tu personal trebuie să te întâlnești cu Domnul Iisus pe paginile Scripturii. Dacă e Evanghelia după Ioan, se termină așa. Domnul Iisus a făcut multe alte lucruri care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Până când nu te întâlnești cu El, până când sufletul tău nu strigă, L-am văzut pe Domnul! Și te prăbușești înaintea Lui ca Toma și îl declar Domnul și Dumnezeul tău. Până atunci poți fi religios, dar nu ești înviat din morți, nu ești născut din nou, n-ai ce căuta la zidirea casei Domnului. Dar când vii în prezența Lui și vezi frumusețea și sfințenia Lui, poate că ți se întâmplă ce i s-a întâmplat lui Isaia în templu când a văzut pe Dumnezeu. Vai de mine, sunt pierdut, sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut pe Domnul. Dragii mei, când sunt luminat, înțeleg cine este El și înțeleg cine sunt eu. Acum suntem extrem de dibaci să îmbrăcăm în deșertăciune sau în poleiala aceea de care a vorbea Tavi în poezia lui, până când Duhul lui Dumnezeu vine și ciocănește puțin în poșghița pe care noi am tras-o peste murdăriile noastre și totul se sparge. Dragii mei, până când nu se sparge totul și nu dezbraci pretențiile tale, nu te-ai întâlnit cu Hristos. Ești luminat. Ai înțeles cine este El, că fără El nimeni nu vine la Tatăl și ai înțeles cine ești tu. Dar ce-i de făcut acum? Dragii mei, Hristos a murit pentru păcatele tale, pentru păcatele mele. Și de aceea când ți-ai recunoscut păcatul, primește de la Dumnezeu un dar.
Textul numește darul ceresc. Nu ți-l poate da mama, tata, preoții. Poți să mergi, să vorbești cu cine vrei pe planeta asta. Nimeni nu ți-o poate da. Trebuie să fie un dar ceresc. Și este vorba de darul iertării pe care îl primești. Dacă n-ai gustat ce înseamnă să te scoli de pe genunchi după ce ți-ai mărturisit păcatele și să simți eliberarea aceea, toate poverile au căzut de pe spatele tău, probabil că nu te-ai întâlnit cu Hristos niciodată. Nu te-ai întâlnit cu El. La El nu poți veni bătându-te în piept și zic, oh, mulțumesc că eu nu sunt ca și vameșul acesta. Eu aduc zeciuială din izbă, din chimen, din mărar, la Paști și la Crăciun, sunt la biserică, pun în pește, perș, ajut pe săraci. Nu, 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 nu. Toate astea sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. E nevoie de acel moment al adevărului în viața ta. Dar iertarea, dragii mei, vine împreună cu Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu ne dovedește vinovați în ce privește păcatul. De aceea Duhul Dumnezeu curăță prin sângele lui Hristos inima noastră și noi devenim temple ale Duhului Sfânt. Pietre vii, viața nu e în noi, viața este în El. Și când viața vine să locuiască în noi, noi venim la viață. Duhul vine cu sabia Duhului, cuvântul lui Dumnezeu să continue, să te ajute să dezbraci omul vechi și să îmbraci omul nou. Și te aduce în mijlocul comunității Duhului, care este biserica, ca să veghem unii asupra altora. Și pornește în noi o lucrare tainică, dureroasă uneori, care se numește procesul sfințirii, a transformării noastre, a cioplirii noastre într-o chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. Într-un cuvânt, ne-am născut din nou. Dragii mei, intri în poporul lui Dumnezeu nu conformându-te unor ritualuri exterioare, ci printr-o profundă transformare prin moarte și înviere. Cei care veți participa la botez împreună cu noi, veți vedea cum îngrop fiecare dintre cei ce se vor boteza. Dacă i-ați ține doar 10 minute în plus sub apă, ar fi morți de-ar binelea. Dar urmează o înviere din morți apoi. Asta este intrarea, poarta de intrare în poporul lui Dumnezeu. Într-o seară a venit la Domnul Iisus un foarte mare învățat din Israel, cunoștea Scripturile și Domnul Iisus îi taie vorba și îi spune, adevărat, adevărat îți spun, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu nu poate fi zidită decât de cei care sunt în poporul lui Dumnezeu. Dragii mei, cel care dorește să aibă o casă, să locuiască în mijlocul nostru, nu suntem noi, este El. Evreii nici nu se gândiseră la așa ceva când Dumnezeu îi spune lui Moise, vorbește copiilor lui Israel să-mi facă un locaș ca să locuiesc în mijlocul lor. Și pentru că Dumnezeu dorește să locuiască în mijlocul nostru, El participă dinpreună cu noi la zidirea acestei case. Uitați-vă ce spune Pavel în Efeseni, capitolul 4, versetul 11. El, Domnul Iisus, El, Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea, echiparea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului Hristos, pentru desăvârșirea sfinților în vederea zidirii trupului lui Hristos. Până vom ajunge toți la unirea credinței, a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Observați, Dumnezeu a trimis între noi o piatră vie, după care noi suntem aduși la viață și ciopliți într-o asemănare a acestei pietre vii. Vom ajunge la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor, în mijloacele lor de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Spuneți-mi, cum ar putea contribui la o astfel de lucrare un om care nu ține de poporul lui Dumnezeu? Versetul 16 continuă. Din El. Știți ce înseamnă din El? Conectat la Hristos. Conectat la sursa vieții. Tot trupul bine închegat, strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, în măsura ei își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți și se zidește în dragoste.
Dacă aș esențializa ce am citit, aș zice, casa asta lui Dumnezeu se zidește după planul lui Dumnezeu și în ea trebuie să fie oameni care nu sunt ca frunza bătută în vânt, care știu ce cred, care au o stabilitate doctrinară, care nu cred toate prostiile pe care se spun, dragii mei, mass media la zilele noastre. În planul religios. Eu sunt îngrozit să văd ce scot pe gură oameni care se cheamă slujitori al lui Dumnezeu. Avem o Biblie cu toții. Ar trebui să ne întoarcem la ea. Pe de altă parte, integritate de caracter, disponibilitate pentru slujire. Acum spuneți-mi dumneavoastră, cum poate un om străin de poporul lui Dumnezeu să zidească casa lui Dumnezeu și să desăvârșească fiecare piatră pe aceste trei direcții, ca să nu spun mai multe. În primul rând, cum mă poate ajuta cineva pe mine să știu ce cred și să nu mă las dus de vorbele oamenilor când el nu știe ce crede? Cum mă poate ajuta? Cum mă poate ajuta pe mine un om strâmb să umblu drept? Nici măcar ca părinte nu pot să o fac pentru copilul meu. Nu pot face. Ori coresc o cărare dreaptă cu picioarele mele ca să-mi chep copiii după mine, ori o las baltă. Cum poate cineva care are mâinile paralizate, înglodate până în coate, în deșertăciunea acestei lumi, să mă facă pe mine să fiu disponibil pentru slujirea și zidirea unei altfel de case? Observați, când încep să înțeleg ce-i casa lui Dumnezeu, încep să pricep de ce au zis, nu puteți zidi împreună cu noi. Dar acolo lucrurile erau clare, erau doar niște pietre și ziduri. Acum lucrurile sunt foarte complicate, foarte complicate. Dragii mei, cu toate acestea principiul rămâne. Oare un străin de poporul lui Dumnezeu poate zidi casa lui Dumnezeu? Observați textul nostru, versetul 16, spunea, din el. Dar cine este el? Piatră vie e complicat, poate metafora e prea grea, dar dați-mi voi să iau o altă metaforă. El este vița, noi suntem lădițele. Acum e mai simplu, nu-i așa? Din el. Orice mlădiță care este în mine, Tatăl o curățește să aducă roade. De ce? Pentru că viața este în viță, nu în mlădiță. Mlădița când se rupe de viță, se usucă, nu are nicio valoare, niciun rost. Nu poate aduce niciun folos împărăției lui Dumnezeu. El este vița, el este sursa vieții, el este piatra vie. Uitați-vă un om care s-a întâlnit cu Hristos și a fost înviat și a dus la viață. Uitați-vă cum arată un om care poate zidi casa lui Dumnezeu. Pavel vorbește despre sine. După întâlnirea cu Hristos pe drumul Damascului, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. Un astfel de om poate spune, din el, prin ceea ce dau eu, se zidește casa lui Dumnezeu. Viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. O ultimă întrebare. Oare cui ar trebui să spunem noi astăzi nu puteți zidi împreună cu noi? Voi este complicate, foarte complicate. Dragii mei, e adevărat. Dar în primul rând mă pot opri eu însumi în oglindă și pot să-mi pun o întrebare sau pot să împlinesc ce îmi poruncește Pavel. Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă. Nu recunoașteți că Iisus Hristos este în voi, afară de faptul că sunteți lepădați. Dacă nu-i Hristos în mine, viața în mine, dragii mei, n-am ce căuta în templul lui Dumnezeu și nu pot zidi templul lui Dumnezeu. Nu uitați. Noi am fost chemați să zidim un templu de pietre vii și numai cei vii pot zidi un templu de pietre vii. Dar țineți minte că data trecută am spus casa lui Dumnezeu începe în casa mea. Dar casa lui Dumnezeu sunt oamenii. Dragii mei, de când mama îl poartă în pântece și se roagă pentru el și după ce îl naște și îl alăptează și îl crește cu greu și îl învață să pună mânuțele la oaltă încă n-are un an și să îngâne rugăciunea Tatăl nostru la 2 ani, încă din momentul acela încep să lucrez la zidirea casei lui Dumnezeu. Dar nu uitați, dacă eu sunt mort, cum aș putea contribui la zidirea unei case vii?
Ascultați ce spune Domnul Iisus. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Dragii mei, copiii noștri n-au doar trupuri să le cumpărăm Adidas și haine și mai târziu mașini și case și să-i dăm la școli. Copiii noștri au un suflet, toate astea le vor lăsa aici. Sufletul este viu, este veșnic, este pregătit pentru eternitate. Întrebarea mea este, cui deleg responsabilitatea să vegheze și să modeleze sufletul copiilor mei? Creșei? De la câteva luni, ca să pot aduna un cumpum de deșertăciune, grădiniței de mai târziu, școlilor și profesorilor care nici ei nu știu ce cred, prietenilor, când știu că tovărășiile rele strică obiceiurile bune, le pun cheia la gât, după care îi las pe stradă în fața blocului, sau bunicilor care nici ei dragi de ei nu cunosc pe Dumnezeu, oh, ce bine că am venit într-o biserică și pot parca la școala duminecală, în clădirea din vecini. Te-ai întrebat vreodată cine învață? Te-ai întrebat dacă ei cunosc calea Domnului și știu pe ce cărare umblă? Dacă da, slăvit să fie Domnul. Dar n-ar trebui să te intereseze ca părinte ce se întâmplă cu copilul tău? A crescut puțin mai mare. Ah, ce bine că îl pot trimite la grupul de adolescenți, mai ales când ați auzit mărturia lui George și a lui Mihai. Îi pot trimite la grupul de adolescenți. Dragii mei, și eu am avut adolescență în casă. Și nu ori trebuie să-ți smulg părul. Da? Să-ți smulg părul. Sau, mă bucur că sâmbătă, Oana îmi ia copiii vreo 3 ceasuri. Și să-ți benguie și aleargă. De ce nu te duci cu ei să vezi ce se întâmplă? Să-i ajut să-și repete versetele acasă. Sau vei zice, îi încredințez bisericii. Dragii mei, o întrebare simplă. De ce copilul tău n-a venit direct la creșă? De ce l-ai născut tu? De ce n-a venit direct la școala duminecală sau la grădiniță? De ce ți l-a pus Dumnezeu în brațe? Este altcineva responsabil pentru sufletul copilului meu? Nu cred. Nu cred. Cred că Dumnezeu pe mine ca părinte îmi va trage la răspundere. Dacă eu am timp pentru El, degeaba deleg modelarea sufletului în mâinile ai altcuiva. A trezit oare Dumnezeu, Duhul meu, pentru zidirea casei Lui? Nu știu de ce tema aceasta revine în anul acesta și poate că asta este direcția în care Dumnezeu ne cheamă. Dragii mei, eu s-o am învățat că noi, părinții, suntem datori să le creăm copiilor noștri ocazia să întrebe ce-s cu pietrele acestea. Textul zice, când vă vor întreba, nu dacă vă vor întreba copiii voștri, când vă vor întreba copiii voștri? Eu și tu, ca părinte, suntem datori să trezim, să împingem, să-i ajutăm. Dacă credeți copiii nu pricep, vă înșelați, dragii mei. Eu am o nepoțică de 2 ani și ceva. Și puii vorbea despre pilda semănătorului și eram și eu acolo lângă el și el s-a oprit că până unde poate duce povestea. Și eu am început să o duc mai departe și am zis, Nori, știi că inima ta este pământul din care pot crește spini și buruieni? Și ea s-a oprit. Și dar inima mea nu sunt spini, i-am scos afară și buruieni. Well, s-a culcat. A doua zi, nu știu ce ne-a convenit, și a început să strige la mama ei. Și se oprește fetița asta de 2 ani și ceva, înmărmurită, zice, iar a crescut o buruiană. Dacă voi credeți copiii voștri sunt prea mici să înțeleagă adevărul spirituale, vă înșelați, dragii mei. Ei pricep mai multe decât ne închipuim noi. Dar hai să lăsăm sau să lărgim conceptul casei Domnului, să o ducem la Biserica lui Hristos. Ascultați ce spune Pavel în Timotei. Adevărat este cuvântul acesta, dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun, dar trebuie ca episcopul, și o să sărim versetul 4, să-și chivernisească bine casa, să țină copiii în supunere cu toată cuviința, căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu? Observi, Dumnezeu în tot știința lui și-a creat casa lui din căsuțe, ca și cum a fi un camping cu o mulțime de corturi, da? Este cortul meu, cortul tău și Dumnezeu te-a pus pe tine preot în cortul tău. Dacă tu nu poți administra 5 oameni, dragii mei, jertfa Domnului Iisus Hristos e mult prea valoroasă pe Dumnezeu să-ți dea pe mână 50 de oameni. Acolo
îmi dovedesc credincioșia sau acolo mă descalific. Mă îndoiesc că poți fi credincioș în Biserica lui Dumnezeu dacă casa ta e vraiște, dacă nu știi să ții copiii în supunere cu toată cuviința. În Fapte, capitolul 6, și timpul mă împinge să închei, a pornit biserica mea după Rusalii, erau mii de oameni, dar când te încreștinai între ei, erai dat afară din serviciu, era foamete, era sărăcie, n-aveau ce mânca, au început să pună la oaltă din bunurile lor. Și bineînțeles că atunci când sunt daruri gratuite, încep și certurile. Și văduvele, au început să certe și Petru îi adună pe apostoli, pe cei 12 împreună cu oamenii, zice, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu, să slujim la mese. Dar ascultați versetul 3. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune. Repet, era vorba de o slujire la mese, de o împărțire de daruri, despre care va fi vorba după masa. Alegeți dintre voi 7 bărbați. 1. Vorbiți de bine. 2. Plini de Duhul Sfânt. Dar la ce trebuie plinătatea Duhului Sfânt la astfel de lucrare? Și 3. Înțelepciune. Și vom pune în slujba aceasta. Vreau să vă întreb dacă și pentru slujirea la mese este nevoie de să fii vorbit de bine? Cu cât mai mult când vii aici în față sau când faci o lucrare și știi că 10 oameni din adunare te vorbesc de rău, pentru că nu le-ai plătit datoriile, pentru că nu te-ai ținut de cuvânt, pentru că ești un om de nimic în ultimă instanță în relația cu ei, pentru că ai preferat un pumn de galbe din loc de cinstea ta. Vorbi de bine. 2. Plinde Duhul Sfânt. Vreau să vă spun, Duhul Sfânt nu lucrează într-o inimă murdară. Duhul Sfânt se oprește, se întristează, se stinge. Să fii plin de Duhul Sfânt, trebuie să ai inima curată și înțelepciune. Dacă și pentru slujire la mese, spuneți-mi, cum ar trebui aleși cei care slujesc la școala duminecală, la adolescenți, la tineri, la seara de tineri, la închinare, la predicare, la orice alte lucrare? Ai fost doar cameraman. Dragii mei, în ochii lui Dumnezeu, ești la fel de important ca cel care predică aici. Cine dă un pahar de apă în numele unui proroc va primi răsplata unui proroc. Va primi răsplata unui proroc. Nu puteți zidi împreună cu noi. Dar de ce mă rog frumos? Pentru că casa lui Dumnezeu se zidește doar de aceia care fac parte din poporul lui Dumnezeu. Nu pleca de aici fără să spui o întrebare simplă. Fac eu parte din poporul lui Dumnezeu? Am fost născut din nou? L-am pe Duhul lui Dumnezeu locuind în viața mea? Mi-e foame după cuvântul lui Dumnezeu? Aștept părtășia cu frații? Astea semnele clare ale nașterii din nou. Foamea după cuvânt și dorința de părtășie cu frații. Casa lui Dumnezeu se zidește doar de aceia care fac parte din poporul lui Dumnezeu. Și nu uita, nu te poți legitima cu tăierea împrejur, cu semne exterioare. Este vorba de o tăiere împrejur a inimii, de o relație vie cu Hristos. Din El, fiecare încheietură. Dragii mei, nu ne încheiem între noi, ci ne încheiem fiecare cu Hristos ca mlădița cu vița. Doar așa este lucrarea primită. Amin.